كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Dragi frați, astăzi vom vorbi despre un subiect important, un subiect despre care Coranul a vorbit foarte mult, despre care tradiția profetului a vorbit. Nu avem timp în predica noastră, nu avem timp suficient să dezbatem tot ce ține de acest subiect, dar măcar vom trage un semnal de alarmă. Măcar punctele principale vom încerca să le punctăm. Este vorba de taqwa. Este vorba de taqwa. Ce înseamnă taqwa? În limba română a fost tradus ca evlavie, pioșenie, frică de Allah. De fapt, taqwa înseamnă să fii acolo unde Allah a vrut să fii. Aleikum salam wa rahmatullah. Și să nu fii acolo unde Allah nu a vrut să fii. Pe scurt. Adică să respecti poruncile lui Allah subhanahu wa ta'ala, să respecti mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala și toate acestea să le faci cu încredere în Allah, credință în Allah, cu frică de Allah și așteptând și răsplata de la Allah subhanahu wa ta'ala. Unul dintre companioni, Ali radiallahu an, a fost întrebat ce înseamnă taqwa. Până și pentru companion, acest termen, acest cuvânt a fost un cuvânt nu foarte clar. Și a întrebat ce înseamnă taqwa. Și a spus, al-khawfu min al-jalil, alaikum salam, să fii cu frică de al-jalil, de Allah subhanahu wa ta'ala. Or-rida bil-qalil, să te mulțumești cu puțin sau cu ce ai. Să te mulțumești. Să fii pregătit pentru wal-istidad li-yawm ar-rahil, să fii pregătit pentru ziua de apoi. Wal-amalu bi-tanzil, și să trăiești, să pui în practică Coranul. Să pui în practică Coranul, să fii cu frică de Allah, să te mulțumești cu puținul care îl ai și să fii pregătit în fiecare clipă pentru ziua de apoi. Toate aceste subiecte sunt foarte importante. Mulți, poate toți musulmanii spun, noi suntem cu frică de Allah. Ne este frică de Allah, avem frică de Allah. Această frică nu înseamnă frica care o avem față de un om puternic, față de un criminal, față de un nu știu ce. Frică îmbinată, îmbibată, da? Cu respect față de Allah. Când vorbim de frica de Allah, nu este teamă. Nu este acea stare de frică, tremur de frică. Nu. E vorba de o frică combinată cu respect. Pentru că El este Creatorul nostru. Și de aceea Ali radiallahu anhu a încercat în patru cuvinte să explice ce înseamnă taqwa. Să trăiești mesajul lui Allah, să fii cu frică de Allah subhanahu wa ta'ala, să te mulțumești cu ceea ce ai și să fii pregătit pentru punctul cel mai important, wal-isti'dad li-yawm raqib. Să fii pregătit pentru ziua în care vei părăsi această lume. Să fii pregătit să-L întâmpini pe Allah subhanahu wa ta'ala așa cum se cuvine. Un alt companion a fost întrebat ce înseamnă taqwa. El ce a spus? Când merg pe o stradă, pe un drum, unde sunt pietricele, sunt țepi, mărăcini, ce faci? A spus, ridic haina și mă uit cu grijă unde calc. Să nu calc pe, bineînțeles, vorbim de perioada profetică. Atunci majoritatea companiilor nu aveau încălțăminte. Mergeau desculți, mergeau cum mergeau. Mă rog, aveau ciorap din piele sau dacă avea. În cel mai fericit caz. Și ridic haina și mă uit cu grijă unde pun piciorul. Să nu pun piciorul pe ceva care să mă deranjeze. Ceva să mă înțepe. Ceva să mă doară. Spune, taqwa asta este. Adică să pășești cu grijă în această lume. Să ai grijă cum trăiești, ca nu cumva să-ți dăunezi sau să superi pe Allah subhanahu wa ta'ala și să încalci vreo poruncă de a lui Allah subhanahu wa ta'ala. Când deschidem Coranul, Allah subhanahu wa ta'ala, după capitolul Fatiha, care înseamnă deschizătoarea Coranului, începe cu capitolul Baqara. Primul, sau să-i spunem, al doilea capitol din Coran. După ce deschidem Coranul, al doilea capitol din Coran, cum începe? Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Acestea sunt ceea ce numim cu huruful muqata'a. Literele abreviate, întrerupte, înșirate. Ca și cum a spune în limba română, A, B, C, C, D, E, M, N, O. Literele abreviate, sensul lor îl știe numai și numai Allah. Unii savanți au încercat să dea sensul. Dar, în adevăratul sens al cuvântului, cea mai autentică interpretare a lor
este faptul că, alaikum salam wa rahmatullah, numai Allah subhanahu wa ta'ala știe sensul lor. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Aceasta este cartea care în ea nu există pic de îndoială. Nu există îndoială. Nu există contraziceri. Vorbește de Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Și această carte, ce este cu ea? هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Este călăuză pentru الْمُتَّقِينَ. Pentru cei care au frică de Allah subhanahu wa ta'ala. Cine sunt al-muttaqin? Coranul ce face? Aleikum salam wa rahmatullah. Coranul vine cu un cuvânt străin de auzul tuturor. Vine cu un cuvânt care nu știe exact sensul, semnificația. Atunci când îl pomenește Coranul, vine în următoarele versete, este o metodă coranică, vine și explică ce înseamnă acel cuvânt. Huden lil muttaqin. Cine sunt muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Cei care cred în ghaib, în nevăzut. Bazele credinței noastre nu se bazează majoritatea pe iman bil ghaib? Îl vedem pe Allah? Nu. Vedem îngerii? Nu. Vedem profeții? Nu. Și așa mai departe. Vedem ziua de apoi? Vedem că majoritatea bazelor credinței se bazează pe ce? Pe credința noastră în Allah. Prin faptul că noi l-am descoperit pe Allah subhanahu wa ta'ala, am crezut că este creatorul nostru, credem în tot ceea ce ne-a trimis Allah subhanahu wa ta'ala. El ne spune, există profeți? Au existat profeți? Credem în ei. Există mesaje? Au existat mesaje? Credem în ele. Există îngeri? Nu-i vedem cu ochii? Credem în ei. Și așa mai departe. Dacă ne zicea cineva, crezi că există o mașină numită Dacia? O vedem pe stradă, e ușor. Toată lumea o crede, nu? Nu poate să zică nimeni. Nu există mașină Dacia. Nu există cal. Nu există cămilă. Poate să zică cineva? Cu toții am văzut aceste animale, am văzut mașini. E foarte ușor să crezi în ceva în care ai văzut cu ochii. Dar adevăratul test e, adevărata credință, să crezi în ceva în care nu ai văzut, dar despre care creatorul tău a spus că există. Allazina yu'minuna bil ghaib. Și de aceea este un rang de credință, să crezi în ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Prima lor calitate menționată în Coran, cum deschidem Coranul și citim? Al-muttaqin, hudan lil-muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib. Ei sunt cei care cred în ghaib. Cei care cred în nevăzut, în ceea ce nu văd sau nu pot supune credința în sau existența acelui lucru în cele palpabile. Simt, miros și așa mai departe. Ah, vedem. Nu-l vedem pe Allah subhanahu wa ta'ala, vedem creația lui. Vedem acest univers. Vedem corpul nostru cât de perfect a fost creat. Vedem semnele creației. Semnele existenței creatorului. Dar să crezi în creator, sunt mulți oameni care nu cred. Și sunt mulți oameni care pretind că sunt credincioși, dar în credința lor au o bubă. În privința credinței în ceea ce nu vezi cu ochiul. Și de aceea Allah subhanahu wa ta'ala, când a zis de muttaqin, prima lor calitate a fost Allazina yu'minuna bil ghaib. După aia, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Allazina yu'minuna bil ghaib, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Ei fac rugăciunea? Când e vorba de rugăciune în Coran, niciodată n-a spus ei fac rugăciunea. Ei împlinesc. Fac în modul cel mai complet. إِقَامَةُ الصَّلَاةِ. Nu spun يُسَلُّون. Dacă spunea يُسَلُّون, fac rugăciunea. Iqametul salat, a împlini, a face rugăciunea în cel mai frumos mod. Nu? Sunt oameni care fac rugăciunea, exerciții fizice, gândul în altă parte, socotelile și le face în timpul rugăciunii, unde o să meargă după rugăciune, cu cine se întâlnească, unde își bea cafea, unde servește masa, unde fumează narghileaua, unde nu mai știu ce. Sunt oameni care, la rugăciune, fac socoteli și sunt oameni care împlinesc rugăciunea. Adică la rugăciune, când faci rugăciunea, trebuie să o faci în cel mai frumos mod. Să te concentrezi pentru că tu în starea aia ești în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comunici cu Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Și din ceea ce le-am dat noi lor râsc, ei ce fac? Yunfiqun. Ei dăruiesc la rândul lor. Cheltuiesc, oferă altora.
Aici este un punct important, pentru că de multe ori omul trăiește acel eu. Eu sunt. Eu este păcatul care l-a scos pe șeitan din rai. Este păcatul care l-a demolat, l-a distrus pe șeitan. Dar era credincios, era supus lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dar când a pus în balanță să-l respecte pe Adam, pe primul om creat, ce a spus șeitan, ana khairun min, eu sunt mai bun decât el. Și așa și oamenii la modul general. Eu fac, eu ajut, eu dau, eu. Allah subhanahu wa ta'ala ce spune în versetul ăsta? Și din ce ți-am dat eu, cheltuiești? Putea Allah subhanahu wa ta'ala să nu ne dea. Putea Allah subhanahu wa ta'ala să nu-ți dea. Îți dădea o boală de nu mai puteai să muncești, nu mai puteai să câștigi nimic. Îți dădea o nenorocire de nu te ajutau toți banii în această lume. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ și din ceea ce le dăruim noi, يُنْفِقُونَ adică acești muttaqin ce fac? Ei nu zic, eu dau. Îi spun, din ceea ce mi-a dăruit Allah, dau și eu mai departe. Deci întâi cred în Allah, cred că râscul vine de la Allah, după aceea ei cheltuiesc din ceea ce Allah subhanahu wa ta'ala le-a dăruit lor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ și din ceea ce noi le-am dat lor ca râsc. Nu? Râzcul unde este? La Allah. Cine dă râzcul? Allah. Când ne-a dat râzcul Allah? Noi câștigăm acum? Râzcul nostru s-a scris înainte să ne naștem. Înainte să deschidem ochii în această lume, fiecăruia i s-a scris râzcul. Ce va câștiga? Ce va dobândi? Ce va mânca? Ce va bea? Ce va îmbrăca? Aerul care îl va respira. Nimeni nu reușește să ia râzcul nimănui. Cât s-ar chinui, s-ar strădui. Aceasta este garanția pe care ne-o dă Islamul. Și de aceea, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ aici Allah subhanahu wa ta'ala spune, din ceea ce le-am dăruit noi lor, ei cheltuiesc, dar în același timp vrea să tragă un semnal de alarmă. Ei sunt convinși de faptul că au primit acest râzc de la Allah și îl dăruiesc. O fi semai râzcul, cum spune Allah. Râzcul vostru unde este? În cer, nu e pe pământ. Noi pe pământ avem datoria să căutăm, să ne străduim. Dar râzcul de unde vine? De la Allah. O fi semai râzcul. Răzcul vostru este în cer, spune Allah. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ o altă calitate. Ei sunt aceia care cred în ceea ce ți s-a revelat ție. Ție, adică cui? Profetului Muhammed. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ și ceea ce s-a coborât dinaintea ta. Celorlalți profeți, mesajele care au fost trimise lor. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ și în ziua de apoi, yu'minun, ei cred în ziua de apoi? Nu. وَبِالْآخِرَةِ yuqinun. Nu yu'minun. Yuqinun. Care e diferența între a crede? Între yu'minun și yuqinun. Eu când zic, u'min, cred. Dar se poate ca în credința mea să existe un pic de necredință. Un pic de îndoială. Dacă îmi zice yuqinun, acolo este vorba de credință pură, fără pic de îndoială. Nu acceptă îndoială. Ei sunt convinși de ziua de apoi, de existența zilei de apoi. Nu cred în ziua de apoi. Sunt convinși. Muqin. Când spun eu sunt muqin, adică eu sunt 100%. N-am pic de îndoială că există ziua de apoi. Dacă zicea eu minun, toți cred. Da, există ziua de apoi. Da, există ziua de apoi, dar eu cum mă comport în lumea asta? De parcă n-ar exista ziua de apoi. Fiecare îl păcălește pe celălalt, fiecare ia bunul celuilalt, fiecare ia dreptul altora. Dacă credeai într-adevăr în ziua de apoi, dacă erai muqin, atunci îți făceai datoria de credincios fără să mănânci dreptul altora. Pentru că vine ziua în care dai socoteală. Dar pentru că noi doar credem în ziua de apoi, mulți dintre noi ne permitem, da? Pentru că această credință nu este convingere totală. Dacă era convingere totală, acolo stop, numai... Încă pe a pic de îndoială, nimeni nu încălca dreptul altuia, nimeni nu mânca dreptul altuia, nimeni nu-l păcălea pe celălalt, nimeni nu mințea pe celălalt. De ce? Pentru că atingea un nivel de credință foarte înalt. Pentru că în creierul lui, fiecare clipă care o petrece în acest pământ, el știe un lucru. Vine ziua de apoi și voi da socoteală. Nu lipsește din mintea lui. Asta înseamnă yuqinun. Pe când minun eu cred, dar uneori mai uit... mai mint, mai fur, mai păcălesc, mai nu mai știu ce, mai calc strâmb, mai păcătuiesc.
Dar Iohainun, în fiecare clipă, în mintea lui este clară prezența, alaikum salam, prezența zilei de apoi. Și de aceea este foarte important, وَبِلْ أَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ وَبِلْ أَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ Și în ziua de apoi ei se încred, sunt convinși de existența zilei de apoi. Aceștia sunt muttaqin de care a vorbit Coranul. Aceștia sunt cei evlavioși de care a vorbit Coranul. În mai multe versete se vorbește cei evlavioși. Foarte multe versete vorbesc despre cei evlavioși. Am ales doar primele versete din Coran pentru că cum deschizi Coranul, asta vezi, asta citești. Hudan lil muttaqin. Coranul este călăuză pentru drept credincioși, pentru cei cu frică de Allah, pentru evlavioși. Cine sunt aceștia? Ei cred în ghaib, în ceea ce? În nevăzut. Ceea ce nu vezi neapărat cu ochiul. Cred în Dumnezeu, în existența Dumnezeu. Cred în existența unui creator. Cred în existența îngerilor și așa mai departe. Minune bil ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Automat. Credința se reflectă în fapte. Împlinesc rugăciunea. Nu fac rugăciunea, o împlinesc. O fac în cel mai frumos mod. Rugăciunea, ți-am spus, este o artă. Când te rogi, trebuie să încerci să ștergi tot ce ai în minte și te îndepți cu inima, gândul și cu totul în te concentrezi în rugăciunea ta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Și din ceea ce le-am dăruit noi, cheltuiesc pe calea lui Allah. Pentru săraci, pentru orfani, pentru bolnavi, pentru. Ori de câte ori vede un om la greu, îl ajută. De ce? Este conștient de faptul că ceea ce dobândește el, ceea ce el are de ține, i-a dăruit creatorul său. Și el la rândul lui are datoria să transmită mai departe acestea. Pentru a exista o armonie în societatea în care trăim. După aia a vorbit, ei cred în mesajul tău și cred în mesajul profeților de dinaintea ta. Că au existat profeți, că a existat Adem, că a existat Moise, că a existat Nuh, că a existat Iisus, că au primit mesaje. Cine sunt aceștia? Drept credincioșii, evlavioșii de care vorbește Coranul. Și ei, punctul final sau ultima caracteristică a lor, menționată în aceste versete, ei sunt cei care se încred, care sunt convinși de existența zilei de apoi, ziua în care vom da socoteală cu toți. وَبِلَا أَخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اُلَيْكَ لَهُدَمْ رَبِهُمْ اُلَيْكَ هُمْ مُفْتِهُونَ Aceia sunt cei care sunt drept călăuziți de către Domnul și aceia sunt cei care vor izbândi atât în viața asta cât și în ziua de apoi. De aceea, fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi toți din acei drept credincioși, dintre acei evlavioși, pioși de care Coranul a vorbit și de care i-a lăudat în nenumărate versete prin calitățile lor care le-au am menționat dintre aceste calități, versete care le memorăm, poate cu toții din Coran, la începutul Coranului, la începutul capitolului Bakara. Trec mai multe calități ale lor în mai multe capitole, dar cum am spus, timpul nu ne permite să vorbim despre toate. Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne păstreze pașii statonici pe calea cea dreaptă și să ne facă dintre cei evlavioși, cei care au fost menționați și lăudați în aceste versete, inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ya fawza al-mustaghfirin. Astaghfirullah. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبيه وتكريما لشان شرف صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا A spus că această categorie de oameni, cei evlavioși, muttaqin, sunt cei mai lăudați în Coran, sunt cei mai lăudați în tradiția profetului sallallahu alaihi wa sallam. A spus că taqwa este o stare în care omul crede în creatorul său, este convins că el este cel care l-a creat, urmează mesajul său și se supune creatorului, este cu frică, o frică, cum a spus, îmbibată cu respect. Nu mi-e frică de cineva că e mai puternic ca mine. Este o frică, dar este o frică în care vedem sensul de respect. De aceea Coranul nu a spus că le e frică de Allah. Putea să zică yakhafun. Yakhafun. Verbul yakhafun. Sunt cu frică de Allah. A spus muttaqun.
cei care au tăqwa sau la modul general. Când ne uităm la toate ritualurile de adorare, toate faptele care le face omul în această viață, noi ce facem? Două tipuri de fapte. Ori facem fapte bune, ori păcate, fapte rele. Da? Ori faci un bine, ori faci rău. A treia cale nu există. Nu există gri. Ori alb, ori negru. Când ne uităm în Coran, toate faptele bune care au fost lăudate și au fost sfătuite, îndrumate, menționate în Coran sau în tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam, întotdeauna au fost legat de tăqwa. Când au vorbit de post. Ia ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lil ladhina min qablikum, de ce? La'allakum tattaqun. Vi s-a scris postul vouă, așa cum s-a scris celor dinaintea voastră, popoarelor dinaintea voastră, profeților dinaintea voastră. De ce? Poate că veți dobândi tăqwa. Când au vorbit de rugăciune, tăqwa. Când au vorbit de celelalte fapte bune, tăqwa. Când au vorbit de păcate și nu încalcă acest păcat, cine are frică de Allah, cine e muttaqin, nu face păcatul acesta. Când divorțează, de exemplu, cel mai mare scandal în timpul divorțului, nu? Se ceartă, încep să-l dea din casă, el înjură, ăla înjură, tu a început, se acuză, minciuni și așa mai departe. Oamenii s-au certat. Atunci ce intervine? Fiecare încearcă să-i facă cât mai mult rău celuilalt, fostului partener de viață. Coranul ce spune? Cei care sunt evlavioși nu fac rău. Nu mai comentează. Cei care sunt evlavioși nu mai comentează. Așa cum a fost întrebat acel beduin, s-a despărțit de soția lui. După ce s-a despărțit, l-a întrebat, cum era soția ta? Și a spus, este încă soția mea pentru că este în custodia mea. Știți că e perioada de așteptare. Și a spus, eu nu vorbesc despre onoarea și cinstea mea. După ce a trecut perioada de așteptare, s-a dus femeia la ea acasă și a refăcut viața. Au venit și l-au întrebat din nou. Cum era soția ta? Ce spui despre ea? Și a spus, eu nu vorbesc despre cinstea și onoarea altora. Până acum a fost cinstea și onoarea mea, acum este altora. Nu vorbesc. Pe când oamenii ceva, asta înseamnă tăqwa. Pe când, ce rea era, mi-a făcut zile negre și nu știu ce, bine că am scăpat de ea, mulțumesc lui Dumnezeu, nu? Sunt multe. Dar un muttaqin, un om care are frică de Allah, nu mai comentează. Deci când vorbește de păcate, Allah subhanahu wa ta'ala ce spune? Un adevărat drept credincios, un om cu frică de Dumnezeu, nu mai comentează, nu face păcate. Un om cu frică de Dumnezeu face rugăciunea, ține post, dă dania, ajută sărmanii și așa mai departe. Deci toate faptele bune sunt legate de tăqwa și toate faptele rele sunt legate de lipsa tăqwa. Uitați, știți Coranul și vedeți la modul general. Și de aceea, cei muttaqin sunt cei care vor avea cea mai bună și cea mai mare răsplată în ziua de apoi. Da? U'iddat lil-muttaqin, spune Allah subhanahu wa ta'ala, de paradis. Paradisul a fost pregătit pentru muttaqin. Inna lil-muttaqin mafaza. Cei care au frică de Allah vor izbândi. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Iar cel care este cu frică de Allah, Allah îi ușurează treaba, îi deschide porțile. Ha? Allah îi ușurează treaba într-un verset și aici spune îi deschide porțile. Îi dă o cale de scăpare. Dacă te încrezi în Allah și ai frică de Allah și ai atins acest rang de muttaqin, Allah îți deschide porțile lumești. Și te salvează în orice situație grea în care ești și într-o orice greutate îți dă o scăpare, îți ușurează orice greutate. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi dintre acei drept credincioși care izbândesc atât în această lume cât și în ziua de apoi prin dobândirea acestei calități de taqwa, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi de muttaqin, cei care vor fi în ziua de apoi, în cele mai înalte grădini ale paradisului, împreună cu profetul Muhammed, cu ceilalți profeți, împreună cu cei mai de seamă de credincioși, inshallah. Allahumma inni da'in fa aminu. Allahumma ansur l-Islam wal-Muslimin wa adil l-Shirka wal-Mushrikin wa izza kalimat al-Haqq wa-Din. Allahumma ansur man nasara din wa jalla min al-ladhina yansurun al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur al-Muslimin al-Mustad'afin fi kulli makan. Allahumma kun ma'ahum wa la takun alayhim. Allahumma alayka bi'adaika a'da'id-din. Allahumma alayka bihim ajma'in fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsihim 'adada wa qtulhum badada wa la tughadir minhum ahadan ya rabbal alamin. Allahumma la tarfa' lahum raya wa la tuhaqqiq lahum ghaya wa ja'alhum liman khalfahum ayatan ya rabbal alamin. Allahumma
وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا، واجعلنا سببا وسبلا لمن اهتدى ولمن اصلح يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما في خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.